Un incendiu enorm a izbucnit în seara zilei de duminică la un muzeu de istorie din orașul Rio de Janeiro, unul dintre cele mai vechi din Brazilia. Din fericire, dezastrul al cărui origine este încă necunoscută nu a lăsat nicio victimă, întrucât muzeul era închis pentru public. Numeroase echipaje de pompieri au fost desfășurate la fața locului pentru a lupta cu flăcările care s-au extins cu repeziciune. Președintele Braziliei, Michel Temer, și-a exprimat regretul pentru pierderea milioane de exponate, inclusiv artefacte din Egiptul Antic și fosile umane găsite pe teritoriul Braziliei, Muzeul Național din Rio de Janeiro, creat de regele Ioan al VI al Portugaliei și deschis în 1818, este considerat al cincilea ca mărime din lume prin prisma patrimoniului. În 1798, un alt incendiu teribil a afectat Muzeul de Artă Modernă de Rio de Janeiro, ducând la dispariția unor importante opere ale unor artiști precum Pablo Picasso, Salvador Dali sau Joaquín Torres Garcia.